Târgu Mureș a ieșit din cursa pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021. Între 7 și 10 decembrie a avut loc evaluarea celor 14 candidați înscriși în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu. Președintele juriului de experți, Steve Green, a anunțat în urmă cu câteva ore că cele patru finaliste sunt Timișoara, Cușnapoca, Baia Mare și București. În momentul depunerii candidaturii, atât președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, cât și primarul municipiului Dorin Floria și-au arătat convingerea că Târgu Mureș va fi selectat în finală, chiar mai mult decât atât are șanse reale în a câștiga titlul. Selecția finală și anunțarea orașului câștigător va avea loc în luna august anului viitor.